vom face un dressing care este din mascarpone, ulei de măsline, sare, piper și sucul de la o lămâie. Cantitățile exacte le găsiți la descriere. Vom munta salata. Primul strat o să fie morcov. Așa. Vom adăuga dressingul din mascarpone. Următorul strat măr pe care le-am tăiat cu bulețe, nu foarte, foarte mici. Iarăși dressingul. Apoi avem stratul de ou fert. Un pic aplatezăm ca să se pătrundă bine sosul între straturi și să așeze frumos salata. La fel facem stratul de dressing. Avem avocado pe care cu bulețe l-am tăiat. Nu foarte, foarte mici. Acest avocado punem castraveții. Între castraveți adăugăm ceapa. Și iarăși facem stratul de castraveți. Și peste tot adăugăm dressingul pe care cu o spatulă acuși o să-l întindem uniform. Vom face florile de roșioare în felul următor. Se taie între unghi. Un cuțit care taie foarte bine. Și așa vom pune florile. Multe, vom umple salata cu flori. După ce am făcut florile, adăugăm frunze. Eu folosesc pătrăjel, puteți folosi alte frunze care vă plac după gust. Și uite așa îmi face un coș cu flori. O salată pentru fete. Când azi ziua fetelor, dedicăm această salată tuturor doamnelor, domnișoarelor și domnițelor. Și cercul la salată. Așa arată salata noastră pentru doamne, domnișoare și domnițe. Este o salată foarte fină, este un gust, la sigur o să vă placă. Neapărat să faceți această rețetă cu orice ocazie, vine vara sau oricând doriți dumneavoastră să o faceți. Uitați-vă cum se văd straturile. Este o salată de efect. O să placă și oaspeților. O să impresionați pe oricine cu această salată. Pe canalul meu mereu veți găsi doar rețete originale. Eu de fiecare dată rețetele le fac singură, nu sunt copiate, sunt rețete ceea ce găsesc eu prin casă și mă inspir, nu știu, așa îmi vin ideile. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și data viitoare.